Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenit pe cel mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, acțiuni, cripto. Iar în acest video cred că o să vorbim cam despre toate, pentru că o să vorbim despre crash, despre când se duce piața în jos. Știu că am primit de foarte multe ori această întrebare: când s-ar putea să aibă loc un crash, crezi că o să vină un crash, crezi că trebuie să-mi păstrezi banii cash până vine acel crash? Și în general în mintea mea se întâmplă următorul lucru: îmi spun wow și îmi amintesc că de fapt și eu la un moment dat eram la fel, adică prin anul 2017 am impresia, aș fi vrut să investesc, dar după ce m-am uitat la S&P 500 și am văzut de cât de mult timp a crescut și știind deja teoria, știind că în general după cam 7 ani, 8 ani, piața ar trebui să se prăbușească, dar se pare că aceasta n-a făcut-o. Deci 2010 până în 2020, când a avut loc pandemia, aceasta a tot crescut și cine ar fi așteptat un crash ar fi ratat ocazia de a-și multiplica banii de destule ori. Fie că ar fi investit poate în Apple, fie că în S&P 500, fie poate că în Tesla dacă ar fi avut încredere în ea, însă este un lucru destul de clar că în general nu trebuie să stăm în afara pieței mai mult de o lună, două, trei poate. Pentru că altfel, wow, câte oportunități pierdute. Dar, până la urmă, la ce vreau să ne uităm în acest video? Ei bine, o să ne uităm la cum putem să câștigăm dacă are loc un crash, da? Adică dacă acțiunile se duc în jos, cum facem să profităm de faptul că acestea se duc în jos, că e un crash, că majoritatea persoanelor au acțiuni pe care poate le dețin și le văd cum le scade valoarea și adevărul este că se poate câștiga și în această perioadă, desigur, putem să cumpărăm, dar dacă avem impresia că a scăzut, dar mai are de scăzut, atunci putem și așa să câștigăm. Și o să ne uităm în acest video de aici, de pe tabletă, să vedem cam care ar fi metodele. O să arăt care sunt și instrumentele, adică ce putem să cumpărăm. O să arăt de pe eToro, pentru că ar trebui să avem acolo acele platforme. Cine nu are cont deja pe eToro, link de afiliere în descriere. Și de fapt, cred că o să vă arăt și câteva poziții ale mele cripto, deși o să postez acest video puțin mai târziu, adică astăzi este o zi de duminică, 1 august când filmez, probabil o să-l vedeți acest video pe 3-4 august, se poate chiar mai târziu în funcție de când vă uitați, dar pur și simplu vreau să arăt că nu ar trebui să așteptăm un crash, din simplu motiv că crash-ul putem să îl asemănăm cu un dip. Dip-ul înseamnă că acea acțiune, acel instrument, acea criptomonedă scade 5%, 10%. 20%, 30%, 40%, 50% deja am avea crash. Dar știm că la criptomonede acestea au scăzut 50% și aceasta ar fi fost probabil o oportunitate bună pentru multe persoane să cumpere cu o perspectivă pe termen lung. Dar ca să nu pierdem prea mult timp și să ne uităm cum putem să profităm în orice perioadă a anului sau a deceniului, mai bine spus, adică chiar și când acțiunile sau criptomonedele se duc în jos, ei bine, putem să vedem acum ce e drept. Acum o să ne uităm mai mult la acțiuni, dar o să arăt că aceeași principiu cam s-ar aplica și cu criptomonedele. Deși acolo ar trebui să folosim alte platforme, să fim puțin și mai sofisticați decât o să vedeți acum cu acțiunile, așa că pentru acest video o să ne concentrăm mai mult pe acțiuni și să vedem metodele prin care se poate câștiga oricând. Dar ca să intrăm aici de pe tabletă, nu uitați înainte să lăsați acel like, ca de obicei, dacă nu l-ați lăsat din primele secunde, dacă nu ați apăsat deja pe butonul de subscribe, dar mai important, nu ați apăsat pe acel clopoțel de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video. Ei bine, puteți să o faceți acum și imediat după intro ne reîntoarcem aici după tabletă și o să ne uităm, o să desenez metodele prin care putem să câștigăm chiar și dacă ar avea loc un crash. Ok, și acum că ne-am întors, hai să vorbim despre cele trei metode prin care poți să faci bani, să profiți, să faci bani, o să scriem, din market crash-uri. Deci, din market crash-uri, desigur, poate să fie vorba și despre dip-uri, adică corecții, adică acestea s-ar duce în jos 10%, nu 20-30%, deși știm că în lumea cripto acestea se pot duce și
atât de mult. Însă, ca să arăt și niște poziții ale mele cripto azi, o să trebuiască aici să închid filmarea și să mă reîntorc de pe Revolut. 5 hours later. Ok, și să mergem aici pe Revolut ca să arăt următorul lucru, că oarecum aici o să vorbim și ce este un crash, ce este un dip, deși la acțiuni este diferit față de cripto. Însă, ce vreau să arăt, poziția mea, de exemplu, aici, Ethereum de pe Revolut, după cum știți, nu este neapărat platforma pe care o recomand pentru investiții în cripto, adică cel puțin nu majoritatea investițiilor în cripto nu aș sugera, pentru că ce deținem noi aici sunt oarecum doar bani, adică nu avem neapărat Ethereum. Vedeți că aici am investit, am impresia, să ne uităm aici, în februarie, deci cam pe 7 februarie anul acesta, când Ethereum am impresia că era, după cum vedeți aici, este în dolari, în acest moment este 893 și în acest moment este pe plus cu 46%, 285, și dacă am face aici diferența, 896 minus 285, am ajunge la cât am investit eu. Și adevărul este că nu am investit în dolari, ci am investit în euro și au fost vreo 500 de euro. Și vedem, acum valorează ceva mai mult cu 46%. Desigur, asta este mai puțin important pentru că totuși este pe termen scurt. Aceasta este o poziție pe care am mai arătat-o și o poziție pe care probabil nu o să o vând, dar ce voiam să spun, că în cazul altor criptomonede am mai cumpărat când am văzut astfel de dipuri, da? Adică și cu Bitcoin. Cred că am cumpărat imediat după ce am văzut un astfel de dip, dar după aceea am mai meritat cumpărat. Și dacă putem să spunem să facem un dollar cost averaging, atunci am putea de-a lungul timpului să avem o medie destul de mică. Dar cu asta de fapt o să trec la prima variantă pe care putem să o facem, prima metodă prin care putem să câștigăm în timpul unui dip mai masiv, și în cazul crash-urilor am putea să spunem că vorbim de o scădere de, aș spune, 20 când vorbim de acțiuni sau 50%, mai ales când vorbim de criptomonede. Și prima metodă prin care putem să profităm când are loc un crash este să scriu aici, să avem cash. Și de aceea, în general, probabil este bine să ne gândim că dacă acesta este portofoliul nostru întreg, atunci de multe ori ar trebui să avem poate măcar vreo 10% în cash pentru momentul în care apare această oportunitate, pentru că de-a lungul timpului este clar că și S&P 500, chiar dacă am avut o perioadă precum 2010, și o scriu aici S&P 500, acest indice care urmărește cele mai mari 500 aproximativ de companii din Statele Unite, și din 2010 până în 2020 a crescut destul de mult, însă a avut și el, adică dacă ar fi să ne uităm în realitate cum a decurs, a fost cam așa, adică a avut și el niște dipuri, dar după aceea a crescut. Și să spunem că aici nu a avut loc niciun crash, deci asta este problema cu acest timing și cu așteptarea crash-ului. Însă, aici putem să facem un mix de strategii. Unul la mână, să avem mereu 10%, dar totuși să adăugăm constant aici bani, adică să investim lunar, și asta înseamnă că, dacă ne-am uitat la S&P 500 și ne-am gândit în felul următor, ei bine, am merge pe această strategie, am avea mereu 10% cash, dar în același timp am investi constant, adică am face dollar cost averaging de fiecare dată, și ce e drept aici trebuie să așteptăm foarte mult. Adică până în 2020, abia acum am avut un crash adevărat și după aceea am văzut. Totul a revenit foarte repede, dar să spunem că doar aici am avut cu adevărat un crash, și dacă aveam această poziție de 10%, ei bine, aici puteam să intrăm. Și problema este că nici aici n-am fi putut să intrăm la momentul potrivit. Și de aceea, în general, nu aș recomanda să facem timing, sau cel puțin să încercăm să fim mai buni decât Warren Buffett. Adică el este unul dintre cei mai buni investitori, dar chiar dacă și el știe cât de cât când să intre într-o acțiune, adică aici putem să vorbim chiar de, și o să menționăm un alt concept, margin of safety. Și ca să explic pe scurt, asta înseamnă exact ce am avea aici, că deși trendul este așa, noi am cumpărat atunci când acest S&P 500 sau orice instrument este sub trend, adică când avem această zonă. Și aici sunt mai multe metode, desigur, putem să ne uităm la moving average, adică să vedem care este trendul pe 90 de zile,
pe poate chiar un an, deși putem să ne uităm pe mai multe time frame-uri, adică pe mai multe perioade. Însă nimeni nu o să poată să găsească o metodă perfectă aici, putem doar să ne luăm după niște indicatori să ne dăm seama, ok, acum este un moment ceva mai bun să punem mai mulți bani, dacă nu, pur și simplu, stăm aproape mereu cu acei 10% și să ne gândim la următorul lucru, că dacă la un moment dat portofoliul nostru este de 10.000 de dolari, aici am avea 1.000, da? Deci, de o parte. Dar, dacă ne crește acest cont și ajunge la 100.000, atunci acest 10% ar trebui să însemne 10.000. Și asta înseamnă pur și simplu că atunci când am adăuga, poate, să spunem că adăugăm 1.000 de dolari, pentru că este mai ușor de făcut un exemplu, 900 s-ar duce aici, deci s-ar duce direct în acțiuni și 10% s-ar duce aici. Deci aceasta ar fi o strategie pe care putem să ne scriem pe o hârtie și să o avem acolo pentru a profita de aceste momente când ar fi market crash-uri. Deși, după cum am spus, timing-ul nu prea funcționează oricine am fi, ci doar putem să mergem pe anumite bune practici. Adică, dacă cumpărăm aici, 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 deși acestea nu sunt crash-uri, eu zic că tot ar fi destul de bine. Și cu asta aș putea să trec la numărul 2, care poate este puțin mai dură, această exprimare, dar dacă, pentru puținii, dacă ești special sau specială, da, deci nu contează sexul, atunci încerci această strategie. Cea de vinde, deci vinzi și recumperi. Și asta ce ar însemna? Că ai reușit să îți dai seama atât de bine când vine un crash, adică ai vinde, să spunem, exact aici, deci înainte să aibă loc crash-ul și după aceea ai cumpăra exact aici, da? Ceva ce nu se va întâmpla probabil niciodată. Șansele sunt cam de 0,00000 și putem să mai adăugăm câțiva 0 pentru că sunt extrem de mici, una la câteva miliarde probabil, dacă nu milioane. Și ideea aici este că asta speră toată lumea să facă în general și chiar dacă ar fi foarte frumos să putem să facem asta, trebuie să fim conștienți. Nimeni nu poate să o facă și de aceea putem să spunem, să încercăm câteodată cu o acțiune specifică, da? Poate Tesla. Să spunem că Tesla, care știm că este mai volatilă, sau chiar putem să menționăm Bitcoin sau Ethereum, da? Cu acestea, de fapt chiar o să scriu Ethereum pentru că pe acesta l-am arătat mai devreme și ideea ar fi următoarea, că dacă acesta se duce așa, da? E bine, chiar dacă există mereu șansă să se mai ducă în sus, pe termen scurt spun, știm că dacă a crescut 50%, șansele sunt mari. Poate să mai crească și este posibil să mai crească, dar știm că până la urmă tot va avea loc o corecție, da? Adică fiecare loc imediat, după ce a crescut destul de mult, fiecare puțin mai târziu, știm că ce mai probabil o să aibă loc o corecție și asta înseamnă că câteodată, dacă, nu neapărat dacă ne considerăm special, da, aici am încercat să vin cu acest scenariu care este aproape imposibil, dar putem să spunem să încercăm un oarecare timing prin a vinde când suntem, să spunem, mulțumiți cu acea creștere, dacă am investit mai ales o sumă mai mare, deja ar fi un fel de scalping, day trading, dacă am fi investit 1.000 chiar, da, dar 10.000 dacă vrem chiar să venim cu un exemplu foarte ușor de înțeles, pentru că dacă investești 10.000 și acesta crește cu 50%, 5.000 pare o sumă destul de mare, da? Deci normal că este important și să încercăm să ne creștem contul, pentru că după aceea devine mai ușor. Adică nu devine mai greu, mai ales că o să devenim puțin mai defensivi și o să avem mai mare grijă decât la început. Iar dacă avem situații de genul în care crește 50%, aș spune că, deși în cele mai multe cazuri, majoritatea dintre noi cred că am vrea să vedem 100%, dar se poate întâmpla să așteptăm acest 100% prea mult și să nu vină, așa că de aceea trebuie să vedem, ok, cu ce suntem mulțumiți și după aceea să încercăm, poate să recumpărăm, nu o să prinde cel mai bun moment, asta aproape garantez, dar putem să prindem un preț mai mic, da? Și până la urmă, dacă am cumpărat aici, am vândut aici și am cumpărat din nou aici, să spunem că poate este cât de cât ok. O să fie o marjă ceva mai mare de câștig, dar totuși trebuie să fim conștienți și de următorul lucru. Că dacă am cumpărat aici, după aceea nu mai ne interesează că a ajuns aici, pentru că în cele mai multe cazuri tot o să fie mai sus decât unde am cumpărat. Și practic asta ați văzut acum la mine cu Ethereum. Când am cumpărat acum vreo 6 luni, era la un preț atât de bun încât greu poate o să mai prind același preț în viitor. Deci aproape orice s-ar întâmpla, dacă
țin aceste trei cumpărate aici și sunt șanse foarte mici să se ducă în jos. Desigur, poate și eu la un moment dat, dacă văd că o să crească 100%, 200%, 300%, mă gândesc să iau o anumită parte din simplu motiv că poate nu vreau să am niciun regret. Da? Deci, deși cred foarte mult în tehnologia cripto, pe viitor mai ales când probabil o să aibă utilitate din ce ce mai mare, trebuie să vedem și care din strategiile acestea putem să le abordăm, dar să mergem la ultimul exemplu și acesta este, să spunem, cel mai specific, adică aici devenim nu neapărat mai tehnici, dar o să vedem exact care instrumente putem să le adăugăm în portofoliul nostru pentru a avea de câștigat atunci când acțiunile bursa se duce în jos. Și, în general, aș putea spune că putem să facem următorul lucru. Să cumpărăm, o să folosesc aici cuvântul instrumente, care înseamnă pur și simplu acțiuni sau poate ETF-uri, care sunt invers corelate. Și mulți dintre voi s-ar fi putut să vedeți invers corelate, după cum se vede mai greu să vorbim și să scriem în același timp, dar ce înseamnă asta? E bine că dacă vorbim de o platformă precum Trading212 și o să vorbim de fapt imediat și de eToro și de fapt pe eToro o să intru pentru că este mult mai simplu și cine nu are cont poate să-și facă cu linkul de afiliere din descriere. Pe Trading212, de exemplu, puteți să găsiți acțiunea sau mai bine zis instrumentul Tesla -1 și asta înseamnă că dacă în general Tesla s-ar duce în sus sau hai să spunem în jos, această Tesla -1, acest instrument, s-ar duce exact invers, adică atunci când ea crește, acest instrument, acesta ar fi Tesla normal, acțiunea Tesla adevărată, pe când aici clar nici măcar nu avem acțiunea adevărată în portofoliu, dar dacă s-ar duce în jos și după aceea aceasta în realitate se duce în jos aici, aici la cea invers corelată, s-ar duce în sus. Și acesta ar fi un mod, să spunem, eficient de a investit, de exemplu, poate aici, când vedem că trendul este unul în jos, cumpărăm o astfel de poziție aici și asta înseamnă că, dacă am cumpărat aici, deci exact în același moment, aceasta s-ar duce în sus. Însă, riscul aici este că după aceea trebuie să știm când să vindem, pentru că această acțiune, până la urmă, nu se va duce la zero, cel mai probabil. Deci, nu aș recomanda asta neapărat cu Tesla, însă pot să vorbesc aici despre eToro, unde avem alte opțiuni și acelea ar fi. Dacă mergem la eToro și aici o să vorbim puțin despre CFD-uri, pentru că aici avem și această opțiune, mult mai ușor de accesat decât pe Trading212. Și dacă mergem la tot la acțiunea Tesla, da? Și aici în dreapta sus avem trade. Deci aici apăsăm și dacă vrem să cumpărăm și dacă vrem să vindem, după cum vedem. Deci dacă vrem să cumpărăm, știți cum funcționează, da? Mergem aici și scriem câte acțiuni Tesla vrem să cumpărăm. Am dat aici unități pentru că putem să dăm unități sau amount. Dacă dăm amount, cumpărăm de poate $1,000, $2,000, de $10, nu contează suma, dar putem și să cumpărăm acțiuni întregi, da? Adică scriem aici, vrem o acțiune Apple și pentru aceasta am plătit $685. Deci exact cât vedem aici că este prețul în acest moment pentru o acțiune. Și desigur, s-ar putea să știți deja de această opțiune, de leverage, de levier, ceea ce înseamnă că dacă aș face aici un screenshot, ar arăta în felul următor. Spunem că noi cumpărăm aici cu levierul 1, aceasta ar fi tranzacția normală, cumpărăm de, să spunem, $500 și dacă acțiunea crește plus 100%, deci se dublează, atunci aceasta ar ajunge la 1000, dar desigur, dacă am avea levierul 5, înseamnă că dacă iar crește 100%, de fapt, noi am avea o poziție de plus 500%. Deci ar accelera câștigurile, dar în același timp trebuie să scot în evidență că dacă s-ar duce în jos doar 20%, atunci deja practic s-ar duce toată poziția. Pentru că 20% ori 5 egal cu 100%. Și de aceea spune că CFD-urile sunt destul de riscante pentru că este foarte ușor să pierdem, chiar dacă este adevărat că potențialul de câștig este mai mare, dar în același timp trebuie să ținem minte că platforme precum eToro și altele, la fel precum Robinhood, cel mai probabil, de multe ori, fac și acest payment for order flow, ceea ce înseamnă că vând aceste date unor companii mai mari și acele companii știind, de exemplu, că noi avem poziții CFD, pot să facă în așa fel încât să ducă acțiunea invers și nu în favoarea noastră. Și, desigur,
Asta nu înseamnă că jocul e făcut împotriva noastră, dar este un risc ceva mai mare. Însă, după aceea avem aici poziția de sell și acesta ar fi exact inversul. Pentru că avem aici buy, deci dacă nu avem nicio acțiune Tesla, am cumpărat. Și sperăm că se duce în sus, că valoarea îi crește. Dar în același timp putem să dăm sell. Și asta înseamnă de fapt că vindem acțiuni și ca să desenez aici, am trece prin același proces. Adică putem cu levier dacă vrem, nu la toate acțiunile se poate, dar la o acțiune precum Tesla se poate și cu levier. Însă problema aici este că dacă ne-am întoarce aici ca să desenăm, când cumperi o acțiune Tesla care poate valorează $500 să spunem și sper că aceasta se duce în sus, da? Deci ai cumpărat aici, aceasta se duce în sus, o să îți crească valoarea, să spunem de la 500 la 600. Dar dacă vinzi, asta ar însemna practic că împrumuți acțiuni, pentru că noi nu avem acțiuni, dar vrem să le vindem și după cum vedeți cu CFD-uri se poate. Este ceva destul de inteligent creat de broker, dar nu aș spune că este ceva în favoarea noastră în cele mai multe cazuri. Și practic aici când împrumuți, dacă acțiunea se duce așa și tu aici de fapt vinzi, problema care este? Că dacă ai cumpărat aici în momentul acesta și după aceea acțiunea crește, mai târziu de fapt tu practic ai spus că ok, acum vând aceste acțiuni, dar mai târziu trebuie să le cumpăr. Și asta este problema, că dacă s-ar duce în jos, atunci ai câștigat, dar dacă se duce în sus, cum face de obicei piața, atunci această poziție de sell este mult mai riscantă decât această poziție de buy. Și deși vreau să știm de aceste posibilități, în cele mai multe cazuri a spune că nu ar fi bine să o facem, dar ca să ne reîntoarcem la ce am spus aici, invers corelate, de fapt și pe eToro avem instrumente care sunt invers corelate și acelea de obicei pot fi găsite cu denumirea short, însă vreau să spun că există, probabil cu toții știm, doi mari indici sau cel puțin unul pe care îl știm cu toții, S&P 500 și acesta are prescurtarea SPY și după aceea ar mai fi și acest Nasdaq. Aici avem mai puține companii focusate pe tehnologie și vreau să menționez în primul rând, ca să ne întoarcem la acest SPY, pentru că acesta de fapt are prescurtarea TQQ, adică o să mergem aici și o să vedem că avem și SPY și TQQQ. Deci dacă căutăm aici SPY, o să găsim acest indice S&P 500 și după cum vedeți putem să-l cumpărăm sau să deschidem o poziție CFD, ceea ce în general nu aș recomanda, dar în același timp ar trebui să avem SPXS și după cum vedem avem aici acest SPXS și acesta este destul de periculos, să spune, și asta pentru că dacă intrăm aici o să vedem denumirea, deci așa o să-l găsim, însă în afară de denumire vreau să scot următorul lucru, că se concentrează tot pe S&P 500, dar bear, după cum știți, bull înseamnă când ne așteptăm că acțiunile se ducă în sus și bear când ne așteptăm să se ducă în jos. Da? Deci acesta ar fi oarecum un short, pentru că putem să găsim și denumirea bear și short, aceste cuvinte pot fi folosite ca sinonim și după aceea vedem că avem aici un or 3 share și dacă ne uităm la cum a decurs, dacă ne uităm pe acest grafic, vedem că această, dacă dăm zoom, dacă putem să dăm aici cât de cât zoom, vedem că acest SPXS s-a dus în jos. Și asta de ce? Pentru că este de fapt invers corelată cu S&P 500. De aceea, în general, nu ar trebui să pariem împotriva pieței, pentru că dacă ne uităm în același timp la S&P 500 și ne uităm pe o perioadă mai lungă de timp chiar, vedem că acesta, sau mai bine spus piața în general, se duce în sus. Și singurele momente în care am putea să profităm de astfel de scădere ar fi în momente ca acestea, dar și atunci trebuie să ne gândim în felul următor, că dacă nu intrăm aici, ci intrăm pe undeva pe aici, ceva mai târziu, e bine, după aceea piața o să-și revină și noi o să avem de pierdut. Deci, aș spune că acest, după cum ați văzut aici, SPXS, este un pariu care în cele mai multe cazuri nu prea merită, dar vreau să îl menționez aici doar pentru a ști de el și pentru cine o să vrea vreodată. Desigur, poate să facă short la piață cu
cu acest instrument. Și după aceea avem Nasdaq, care are prescurtarea TQQQ, și de fapt avem și pentru acest ETF, pentru că acesta este un ETF, avem și pentru acesta un instrument care este invers corelat. Și acela este SQQQ. Și o să vedem aici că dacă intrăm și căutăm TQQQ, o să găsim ProShares Ultra Pro. Deci acesta, dacă ne uităm pe termen lung, clar s-a dus în sus, pentru că și companii precum Apple, Microsoft s-au dus în sus. Dar după aceea, dacă intrăm și căutăm SQQQ, o să îl găsim aici. O să vedem și aici denumirea, short. Deci aici avem direct cuvântul short și ne dăm seama. Și este practic invers corelat. Dacă ne uităm la acest grafic, vedem. Nu prea a avut momente să se ducă în sus, cu această excepție, și dacă mergem aici, vedem. A fost atunci când a avut loc acel crash, să spunem, acea panică în jurul pandemiei, și doar în aceste momente vedem că ar fi avut succes. Dacă încercăm să găsim și momente recente, da, dacă dăm zoom foarte, foarte atent aici, vedem că a avut momente când s-a dus de la 10 la 12, dar asta ar lua în considerare că am avea un timing foarte bun, și în cele mai multe cazuri a spune că nu prea am reușit să avem un astfel de timing, așa că am încercat să arăt pe cât posibil aici cam care ar fi metodele prin care poți să faci bani și să profiți când există un astfel de crash sau când acțiunile, când piața se duce în jos, însă în cele mai multe cazuri nu aș recomanda, pentru că este mai complicat, este un risc mai mare decât pur și simplu să punem azi o sumă de bani și să avem răbdare un an, 2, 5, 10, 20, adică am văzut, dacă ne-am uitat cam pe orice grafic în legătură cu piața, cu industriile în general, cam în 90% plus din cazuri se vor duce în sus, și spun 90% pentru că desigur depinde de ce industrie vorbim, dacă vorbim de acțiuni individuale, însă dacă am investit în ETF-uri, șansele sunt destul de mici să pierdem. Și asta cam fost tot pentru acest video, dacă simțiți că ați învățat ceva nou, nu uitați să lăsați un like dacă nu ați făcut-o deja din primele secunde ale acestui video, dacă nu ați apăsat deja pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ați apăsat pe acel buton de lângă, puteți să o faceți în acel moment, pe acel clopoțel, pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video. Probabil prietenul nostru din acest video, Doge, ar spune wow și ar aprecia asta. Dar cu asta încheiem pentru acest video și până data viitoare vă urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.